E un, un avantaj pentru absolvenții de uh, liceu să vină în perioada următoare la AJOFM înscrie, despre ce este vorba. Absolvenții promoției 2024 sunt informați că au la dispoziție 60 de zile de la absolvire să se înregistreze la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj ca persoană în căutarea unui loc de muncă aceștia pot să se înregistreze și în urma înregistrării vor beneficia de mai multe servicii. Printre acestea sunt informare și consiliere profesională, mediarea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și măsuri de stimulare a ocupării. Aceștia trebuie să înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Ce acte trebuie să aducă absolvenții? Absolvenții trebuie să prezinte la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Dolj, cu următoarele acte. Cerere de luare în evidență cartea de identitate, diploma de absolvire sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, curiculum vite, declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate, acord de prelucrare a datelor caracter personal. Ne adresăm în acest sens persoanelor care au obținut o diplomă sau un certificat de studii în condițiile legii în una din instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, liceal, post-liceal sau superior autorizat sau acreditat în condițiile legii. În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoarei date absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative ale legii. Pot beneficia și de șomaj, să înțelegem, nu? Absolvenții instituțiilor de învățământ cu vârsta de până în 16 ani pot beneficia de o indemnizație de șomaj pe o perioadă de 6 luni, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare. Pe lângă indemnizația aceasta de șomaj pe care o pot încasa, pot urma și cursuri de pregătire, nu profesionale. Absolvenții pot să se înscrie la cursuri de formare profesională iar în momentul de față, în față avem cursuri precum ajutor de bucătar, asistent personal profesionist, îngrijitor la domiciliu, dar și competențe în comunicare și limba română, inspector în domeniul securității și sănătății muncă, manager proiect, manager resurse umane sau referent resurse umane. Cursurile sunt uh, disponibile la momentul actual. Pe parcurs ele se pot modifica și apărea alt în, diferite domenii. în încheiere, câte locuri de muncă avem disponibile în acest moment în Dolj? Câte sunt în evidențele AJOFM? În momentul de față, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt disponibile 772 de locuri de muncă, dintre care 37 sunt pentru persoanele care au studii superioare, 487 pentru persoanele care au studii profesionale, liceale, postliceale și restul locurilor de muncă sunt vacante pentru persoanele cu studii medii sau fără studii.